Decizie surpriza lui Mihai Gâdea, după procesul pierdut în fața lui Covesi. Realizatorul a făcut anunțul. Decizie neașteptată a lui Mihai Gâdea, după ce Antena 3 a pierdut procesul pe care l-a avut cu procurorul, șeful Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codroa Covesi. Potrivit curii de apel Ploieti, FADNA trebuie să primească suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la prăcii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvic sublinierei Antena 3, pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputație, imagine sublinierei viac privat. În acest context, Mihai Gâdea a făcut un anunț neașteptat.